Hei, după video trecut în care am vorbit despre cum am făcut eu tot apartamentul ăsta, pe Instagram, dacă nu mi-ați dat follow, puteți să-mi dați acum, dar pe Instagram am pus să am dat un story în care chiar eram curios să văd cum arată camerele voastre, dacă ați implicat ceva idei creative în ele, dacă v-ați ocupat să le amenajați, să le aranjați așa cum vreți voi, și câțiva dintre voi mi-au trimis niște poze și avem așa: eu sunt Ana, eu barjos, sunt barjos Ana, mi-a trimis o poză în care spune că nu e wow, dar îmi place. Bă, arată super bine. Dacă într-adevăr așa arată, mie îmi place, adică chiar e ok, e destul de colorful, nu știu. Chiar cred că dacă într-adevăr așa arată camera ta, poate fi o idee de inspirație pentru alții, sincer. Următorul este Dragoș.Bogdan98 pe Instagram. În apărarea mea sunt căminist, dar asta nu înseamnă că nu pot aduce ceva personalitate camerei. Bă, eu sunt înnebunit după LED-uri și da, hai dreptate, chiar cu niște LED-uri RGB poți aduce foarte multă personalitate unei camere, mai ales că poți să schimbi mood în funcție de cum vrei tu. Da, știu și îmi place, super tare, boss, chiar dacă ești la cămin, super tare. Următorul este Mitsu sau Mitu.Ștefan și da, arată extraordinar bine, din nou RGB, din nou LED-uri, calculatorul ăla și cu LED-urile alea în spatele biroului acolo, ceva incredibil, chiar arată foarte, foarte bine. Mi-ai trimis o poză și cu luminile aprinse și nu pot să zic că sunt fan culorii lemnului sau a peretelui ăla care pare puțin gălbuit din poză, nu știu acum dacă este chiar așa sau a ieșit doar așa în poză din cauza balansului de alb, dar știu cum este, am avut și eu pereți gălbui și de asta am vrut să schimb culoarea, am trecut pe alb și negru ăsta, mă rog, albastru ăsta mai închis, dar odată ce ai stins luminile și ai prins RGB-urile alea, bravo, super, super tare. Următorul este Cosmin Stăfânov. Cosmin STF19, care mi-a trimis o poză cu camera lui, mă rog, un colț din cameră cu o pictură pe perete și din ce am aflat este făcută de el și cu niște beculețe agățate deasupra patului. Bă, arată super bine, deci chiar arată super bine pentru că în primul rând e făcut de tine, asta este cel mai important, pentru că știi, te bucuri de propria ta creație, este extraordinar de importantă toată treaba asta și LED-urile alea arată super bine acolo, cred că în momentul când stingi lumina arată și mai bine, ar merge și ceva RGB acolo sau nu știu, ceva, o lumină puțin mai colorată combinată cu LED-urile alea, presupun că LED-urile sunt gălbui sau un alb mai cald, iar cu o lumină albăstruie în cameră, un bleu ceva, s-ar putea să arate super bine. Oricum, bravo, super, super tare. Bun, și acum hai să trecem la clipul nostru. Vă zic de pe acum, clipul ăsta o să fie destul de lung, așa că o să fie împărțit în două, iar în partea a doua o să vă ofer niște chestii, o să vă ofer ceva ce am creat eu pentru mine și o să fie de folos și pentru unii dintre voi, așa că vă aștept să vă uitați și la clipul al doilea, dar și asta este destul de important, mai ales pentru începători. Vorbim despre Lightroom, cum să edităm pozele și apoi vin și niște preseturi. Bun, hai să începem. Bun, vorbim despre editarea pozelor în Lightroom, da? Și când vine vorba de Lightroom, mulți se sperie pentru că sunt niște setări mult mai dificile față de un editor de poze normal. Așa că, în momentul ăsta, vreau să vă arăt că aplicația asta nu e de speriat și vă poate ajuta extraordinar de mult. Chiar sunt niște chestii pe care le poți face cu fotografie, trebuie doar să-ți oferi puțin timp. Și dacă te uiți și la clipul următor din seria asta, pentru că, cum am zis, vor fi două clipuri, pentru că cum? Am zis, vor fi două clipuri, așa că în cel de-al doilea clip o să-ți fac viața mult mai ușoară și îți ofer niște chestii pe care le poți folosi și îți faci pozele să le editezi instant, doar trebuie să mai faci... O să vedeți. Bun, hai să începem. În primul rând, am pornit înregistrarea ecranului, așa că o să selectez o poză pe care eu am făcut-o în București și o să încercăm să o edităm, să vă arăt exact, o să trecem prin toate setările pe care le aveți. Bun, hai să începem. În primul rând, în partea de stânga jos avem un crop și profiles. Cu ele nu prea avem treabă. Vreau să menționez totuși ceva la crop. În momentul când vrem să punem o poză pe Instagram, aspect ratio pe care îl acceptă Instagramul maxim este de 4:5. Mă refer la înălțime, adică 4 lățime și 5 înălțime, să fie poza cât mai lungă și vă sfătuiesc să faceți în felul ăsta pentru că acoperiți cât mai mult din ecran. În momentul când cineva dă scroll și vede o porțiune mai mare dintr-o fotografie, chiar dacă dă scrollul ăla rapid, are totuși șanse să se oprească pe poza ta sau să vadă o mică parte din ea. Așa că vă sfătuiesc să folosiți aspect ratio de 4:5. Pentru asta deschideți, dați click pe crop, la mine în stânga jos veți vedea un 3x4. Ăla este aspect ratio. Dacă dau click pe el, pe iconița aia, veți vedea mai multe aspect ratio-uri pe care programul vi le oferă. Eu voi selecta 4:5, chiar este al 4-lea, cred, al 4-lea de sus jos, avem Custom Original, 1x1, care este square-ul vechiul Instagram și 4x5. O să selectez 4x5, vedeți că deja mie îmi dă să aleg o porțiune din fotografie care se încadrează în acest aspect ratio. Și voi selecta porțiunea de jos pentru că nu mă interesează chiar atât de mult să am atât de mult cer în fotografie. Voi da bifa din dreapta jos și bun, gata. Avem crop pe fotografie 4x5, maximul acceptat pe Instagram. Nu uitați că dacă totuși aveți o fotografie wide, un 16x9 sau nu știu, este un 4x5 dar lățit în loc de alungit sau înălțit, aveți un tutorial, îl găsiți aici în card, cum puteți face un carusel și totuși să vă afișați întreaga poză pe Instagram. Bun, hai să trecem în continuare. Următorul buton este de profiles. Cu profiles nu prea aveți treabă, pentru că aici sunt niște profile pe care le oferă Lightroom-ul și singurul pe care eu l-am disponibil acum este monocrom, dar nu vorbim despre asta pentru că chiar nu are rost. Următoarea chestie este auto. Da, într-adevăr, dacă apeși pe auto, poate să-ți facă toată poza super tare și ți-o editează exact cum vrea el și, na, eu dau pe auto. Nu mi se pare că arată chiar atât de bine, ci doar a luminat puțin zonele întunecate. Da, într-adevăr, este corectă din punct de vedere tehnic, dar că este așa cum vreau eu, nu. Așa că o să-i dau de sus cu săgeata aia întoarsă, o să-i dau undo și o să merg în continuare. Avem light. Avem secțiunea de light. Aici, practic, ne jucăm cu lumina și avem niște setări atât de simple de făcut și anume exposure. Exposure-ul îți setează luminositatea per ansamblu a întregii imagini. Dacă dăm spre dreapta, sare complet din, adică arde complet imaginea, dacă dăm spre stânga o întunică complet. Așa că în momentul de față o să dau puțin, foarte puțin exposure-ul mai în jos, cam atât. Următorul lucru, contrastul. Contrastul știm ce face, crește diferența dintre umbre și luminoase, dintre zonele umbrite și zonele luminoase. Dacă dau contrastul la maxim o să vedeți că zonele luminoase se luminează puțin mai tare, iar zonele umbrite se întunecă mai tare, se umbresc mai tare. Așa că o să las contrastul undeva la mijloc pentru că nu vreau să umblu la contrast. De obicei eu nu așa modific contrastul, vreau să am mai mult control asupra lui. Apoi avem highlights, care sunt zonele super luminoase din poză. Dacă dăm spre dreapta o să vedeți că zonele super luminoase devin și mai luminoase, iar dacă dăm spre stânga le întunecăm și nu arată foarte bine, arată ca un fel de HDR făcut în anii 2010. Și eu cel puțin nu mai sunt fanul acelui gen de poze, așa că o să măresc foarte puțin highlights, plus 13 de exemplu, pentru că vreau să aduc puțină lumină pe cerul ăla. Totuși părea puțin întunecat și cum face poze iPhone-ul, se creează o mică diferență, se creează parcă un mic contur între zonele umbrite și cele luminoase și vreau să mai reduc din acel contur. Bun, shadows. Shadows, clar, sunt zonele umbrite, sunt zonele cu shadow. Ei, dacă tragem puțin la dreapta, veți vedea că va prinde puțină viață și zona aceea în care este foarte multă umbră, va prinde mai multe detalii, iar dacă dăm spre stânga se va întuneca aproape tot. Așa că voi prefera shadows-ul cumva natural. Poate să mai aduc puține detalii. Puțin. Whites. Whites, ăsta este un subiect destul de dezbătut care funcționează cumva diferit în fiecare fotografie. În whites, dacă dăm spre dreapta, veți vedea că funcționează aproape la fel ca un highlights, poate puțin mai agresiv decât highlights, adică dacă îl dăm complet spre dreapta, vedeți că arde fotografia, dacă îl dăm complet spre stânga, nu are un așa mare impact. Practic, whites îți ia zonele luminoase și face cam același lucru cu highlights, doar că mai agresiv. E greu de explicat pentru că funcționează la fel diferit la fiecare fotografie. Puteți să vă jucați până în momentul în care ajunge în punctul în care vă place, adică ajunge într-un loc în care este pe placul vostru. Blacks. Blacks cumva opusul la highlights și cumva face același lucru ca shadows, doar că mai agresivă. Adică dacă trag blacks spre stânga veți vedea că zonele umbrite devin brusc mai negre, adică nu la fel ca la shadows în care cumva progresiv creează un fade, totuși o trecere mai lină de la umbră la lumină. Blacks omoară total acele zone întunecate și poate puțin voi crește ca să mai păstrez în acele detalii. Da, un plus 6 cred că e ok. Bun, tot la light avem și curve. Curve care este o setare la fel, sperie foarte multă lume, dar nu este atât de greu de înțeles. Dacă o să dăm pe curve, o să vedem un grid, o să vedem un pătrat împărțit în mai multe pătrate mai mici și jos diferite culori. Aici ne putem juca, aici putem oferi setări și detalii super detaliate. Vai, Alin, ce dracu spui? Hai să vă explic. În dreapta sus, ăsta, butonașul ăsta, punctul ăsta din dreapta sus, practic controlează zonele super luminoase. Este punctul cel mai luminat al fotografiei, iar în stânga jos este punctul cel mai umbrit, cel mai întunecat al fotografiei. E, și cu asta ne putem juca. Pe această bară noi mai putem adăuga câte puncte vrem noi. Deci, efectiv, putem adăuga o grămadă de puncte. Au sens toate punctele astea? Nu prea. Așa că eu, personal, nu zic să faceți după mine. Vă puteți juca la fel, puteți să faceți tot felul de setări. Eu prefer să creez un S-curve, după litera S, adică voi pune un punct aici și un punct aici, pe ăsta îl ridic puțin în sus, pe ăsta puțin îl las mai în jos. De asta zic, în curve poți să ai un control mai fin asupra umbrelor și asupra luminii din fotografie. Și eu să-l las puțin prea jos, puțin mai așa, cred că e ok. Iar punctul din stânga jos minim, dacă îl ridicați, veți observa că veți oferi un fade fotografiei. Adică fade-ul, mă rog, se mai practică, nu este chiar atât de popular cum era la început, când a apărut, când s-a descoperit fade-ul ăsta, să practic tot ce este negru să ridici puțin, să fie un gri. Deci toate nuanțele de negru să fie de fapt un gri și poza parcă are așa un aspect mai vintage. Acum nu mai sunt fanul atât de mult al tehnicii astea, dar merge. În anumite fotografii merge, așa că o să ridic puțin, să oferim un fade. Plus că dacă ridicăm din colțul din stânga jos, unde sunt zonele întunecate, veți observa că mai aducem și niște detalii în poză. Funcționează la fel ca shadows-ul dacă îl ridicăm, doar că aici avem mai mult control. Veți observa că dacă vă jucați foarte mult cu aceste puncte, o să apar niște aberații. De exemplu, dacă duc punctul ăsta în stânga, nu se mai înțelege nimic din poză, și dacă îl duc în partea asta la altă, la fel. Cred că aici, pe S-ul ăsta, care are o formă de S așa puțin mai alungită și distorsionată, dar de la asta, de la asta vine denumirea, de la S. Bun, și acum, de exemplu, nu știu, să alegem culoarea albastru, care funcționează la fel, dar diferit. Adică, eu dacă, de exemplu, o să fac același S-curve, de exemplu, o să-mi pun astea două puncte aici, eu dacă ridic din stânga jos, aceeași bară controlează la fel, controlează zonele umbrite și zonele luminoase. Eu dacă ridic acum din stânga jos, veți observa că va interveni puțin albastru, hai să ridic forțat ca să observe diferența, va interveni albastru în zonele umbrite. Și cu cât îl ridic mai mult, cu atât acoperă mai multe zone umbrite, așa că o să las în jos pentru că eu nu vreau un astfel de efect acum. Iar în partea din dreapta sus la fel, eu dacă îl trag în jos, veți vedea că din zonele luminoase se reduce complet albastru, adică cerul deja este gălbui, să zicem așa, numai în zonele alea arse de lumină, albastru a dispărut complet, adică nu mai avem nuanțe de albastru, mă rog, nu chiar arse, pentru că în zonele arse nu avem nicio culoare decât alb. Dar în zonele medii, pentru că aici vorbim de pătrățelul ăsta mic din dreapta sus, ăsta conține zonele super luminoase și spre mediu. Din zonele alea dispare complet albastru și rămâne doar galben. Dacă îl duc în partea asta la altă, bine, eu acum și am și astea două puncte, să încerc să resetez. Dacă îl duc în partea asta la altă, veți vedea că în zonele luminoase efectiv se umple cu albastru, adică arată oribil oricum. Ok, eu nu am nevoie de bulinele astea, de S-curve-ul ăsta pe albastru, așa că pentru a le scoate trebuie să dați double tap pe ele. Bun, a dispărut una, a dispărut și cealaltă, să vedem să fie ok fiecare în colțul lui și da. Așa funcționează și pe red și pe green, roșu și verde și blue. RGB. Practic, astea sunt culorile cu care se joacă, paleta de culori cu care se joacă Lightroom-ul. Bun, în continuare intrăm în color. Color-ul care este practic secțiunea mea preferată în aplicația asta, în care putem face atât de multe chestii, super mișto. Bun, prima dată avem temp, care vine de la temperature și creștem temperatura fotografiei. Temperatura este dată de white balance. White balance-ul practic cât de caldă sau rece este fotografia, cât de mult predomină culorile calde, adică albul ăla gălbui, sau cât de mult predomină albul ăla albăstrui, pentru că astea dau nuanțele, astea dau temperatura fotografiei și culoarea în sine și notele astea de temperatură, dacă albul este mai cald sau mai rece. Și putem să ne jucăm și cu shadows-ul, să-l facem mai albastru sau mai galben, dar nu shadows-ul, când te uiți la o umbră nu-ți dai seama că este cald sau rece, ci albul este cel care denotă căldura. Așa că dacă tragem spre dreapta veți vedea că zonele luminoase devin mai calde, ceea ce îmi place super mult, cred că puțin mai cald, cam așa ar merge fotografia, pentru că este un golden hour, este un golden hour de dimineață, îl facem puțin mai călduț. Apoi avem tintul. Tintul ăsta care a fost băgat datorită faptului că avem anumite aparate foto care scot spre o anumită nuanță, adică senzorul ăla captează lumina ori puțin mai verzui, ori puțin mai magenta, mai movie, așa puțin. Așa că tintul ăsta poate regla, poate restabili pacea și echilibru în univers. De exemplu, mie mi se pare că în momentul de față fotografia mea este verzuie, pentru că probabil în momentul când am făcut poza cu telefonul, a și captat foarte multă verdeață și a dat tenta asta verzuie. Așa că eu o să trag puțin spre dreapta la tint, spre acel mov. Dacă tragem mult, deja aberăm toată fotografia, așa că o să trag puțin spre dreapta să mai reduc din nuanțele astea verzui, mai ales că este toamnă, nu vreau să fie totul verde, pentru că nu are sens să fie verde, e toamnă. Acum, dacă dăm vibrance-ul la minim, minim, chiar dacă pare că fotografia este complet alb-negru, putem să observăm că totuși acolo la soare avem un pic de culoare și dacă ne uităm în detaliu putem vedea și niște nuanțe de verde pe la copaci, verzui, gălbui, adică vibrance-ul ăsta nu reduce complet, practic este vibrația culorilor, nu saturația culorilor. Și la fel, puteți să testați, să vedeți fiecare fotografie în parte cum funcționează. Dacă dăm saturația la minim, veți vedea că în momentul ăsta fotografia nu are absolut, dar absolut niciun pic de culoare. Funcționează altfel față de vibrance. Așa că eu în momentul de față sunt destul de mulțumit cu saturația fotografiei și eu prefer mai mult să mă joc cu vibrance decât cu saturation, pentru că dacă vreau să fac poza alb-negru, puteam să mă duc acolo la profile, să făceam monochrome. Dar o să scad poate puțin vibrance-ul, poate puțin, pentru că totuși galbenul ăla este foarte proeminent, este cam singura sursă de culoare plus puțin din cer care este în fotografie și vreau să le aduc la același nivel. Vibrance-ul ăla reduce din gălbuiul ăla de la soare și le echivalează cumva cu verdele de la copaci, verde gălbui de la copaci plus albastru din cer. Deci în momentul de față îmi place foarte mult cum arată. Și următoarea chestie care mie mi se pare destul de interesantă și este destul de complexă, acest mix. Deasupra pipetei avem un buton cu mix și aici ne putem juca cu fiecare culoare în parte. Practic el are niște culori de bază și avem așa, red, orange, yellow, green, cyan, blue și ăsta ar trebui să fie purple și magenta. Astea practic sunt culorile de bază pe care el le folosește pentru a putea edita fotografia. Și noi acum, de exemplu, dacă ne ducem pe yellow și vrem să scădem din saturație, veți vedea că toate zonele care conțin yellow, conțin culoarea galbenă, vor fi desaturate pentru că el a detectat că în zonele alea culoarea galbenă nu ar trebui să fie, adică scădem saturația la... E evident, hai că n-are sens. Ok, dar dacă noi vrem ca toate zonele de galben să fie puțin mai portocalii, să dăm cerului, să dăm soarelui un galben mai roșiatic, așa mai aprins, atunci mergem pe hue și tragem puțin spre stânga, iar toate zonele gălbui devin puțin mai portocalii. Asta nu se simte acum foarte tare, dar dacă mergem pe orange și tragem de orange la hue în stânga, veți vedea că acest orange devine și mai roșiatic și arată mult mai bine. E, acum arată, aș putea zice, pe placul meu. Dar nu o să mă opresc aici, o să mă duc, de exemplu, și pe blue. La blue o să mai cresc puțin la luminance și luminance-ul, îi zice și în denumire, este lumina, practic, lumina culorii de albastru. Dacă dăm spre dreapta, vedeți că se luminează puțin, dacă dăm spre stânga, se întunecă. Parcă este puțin mai dramatic spre stânga, dar... Mamă, cineva gătește aici, frate, prin zonă și miroase foarte tare mâncare. Iar dacă dau de lumină spre stânga, veți vedea că se întunecă, dar totuși acum parcă eclipsează puțin gălbuiul și portocaliul din imagine, așa că o să-i mai scot puțin în saturație, să fac cerul puțin mai gri, ca să iasă galbenul ăla mai în evidență. Și dacă mă duc din nou pe galben, nu vreau să fie chiar atât de portocaliu, pentru că are și galbenul rolul lui acolo, o să... îi mai scad puțin saturația la galben, luminance-ul ăsta, hai să vedem cum ne jucăm cu el. Dacă întunec puțin luminance-ul, vedeți că parcă se accentuează mai mult și mai mult acel golden hour. Și este absolut extraordinar, arată atât, dar atât de bine. Dacă mergem pe orange și dăm mai spre stânga, deja exagerăm puțin. Cred că nu, cred că așa este ok. Saturation-ul la orange, puțin, foarte puțin saturation-ul la orange, foarte puțin. Și în momentul ăsta pot zice că arată extraordinar de bine. Dar dacă vreți să editați o culoare din fotografie și nu vă dați seama care din această paletă de culori, din culorile pe care vi le-am zis mai devreme este, aveți pe mijloc aici ca o țintă. Luați, dați click pe ținta aia și puneți degetul oriunde în poză, unde aveți culoarea aia pe care vreți să o găsiți. De exemplu, eu am să pun pe cer și dacă pun pe cer și trag spre stânga, veți vedea că el îmi detectează hue blue. El în momentul de față îmi schimbă hue-ul la blue. Și eu o să-l schimb, o să-l dau puțin spre cyan, așa, puțin spre un turcoaz, foarte puțin. Iar aici jos avem hue, saturation și luminance. O să selectez saturation, de exemplu, mai scadem puțin și din saturație. Bam! Și luminance-ul cred că e ok, poate o să-l mai măresc foarte puțin, mai scad puțin în saturație, de fapt nu, cred că o să-i mai duc puțin în saturație, hue o să-l mai duc puțin spre acel turcoaz, în momentul de față deja arată mult mai bine. Dacă vreau să văd cum arăta înainte un before and after, dacă țin apăsat pe imagine, putem să vedem cum arăta înainte. Mamă, cât de seacă era. Arată bine, arată destul de bine, dar puțin seacă, așa, puțin parcă fără vlagă și acum dacă ridic degetul, bam! Mamă, parcă are puțină viață imaginea asta, parcă, nu știu, soarele ăla este așa în evidență, se vede că e golden hour, se vede că poza e făcută dimineața. Avem și din punct de vedere al teoriei culor, avem teal and orange, deci arată foarte, foarte bine în punctul ăsta. Dacă dăm pe verde, să mai scoatem puțin din tentele de verzui din fotografie, de la copaci, mai scădem saturația, avem și hue. Gata, deci în punctul ăsta sunt extraordinar, dar extraordinar de mulțumit cu ce am în fotografie. Bun, hai să trecem la setările următoare, care sunt puțin mai ușoare și nu le folosesc extraordinar de des, dar sunt acolo, dacă trebuie. Avem effects. La effects putem crește textura fotografiei, nu exagerați cu asta, pentru că textura, doar dacă faceți un macro sau ceva și vreți neapărat să scoateți în evidență, dar nu o dați la maxim niciodată, puteți dați puțin mai spre dreapta, să iasă câteva detalii în evidență, dar în rest nimic mai mult, pentru că efectiv strică poza, mie mi se pare că strică, adică uite cum arată dacă dau la maxim, ce-i cu cerul ăla. Așa că o să țin foarte, foarte puțin un plus 5 maxim. Și la clarity, dacă îl dăm la maxim, de exemplu, o să vedeți că se joacă puțin și cu zonele luminoase și umbrite, practic face un HDR, crește claritatea și scade diferența între cele două zone, doar că nu mă dau un vânt. La fel, foarte, foarte puțin dat în plus, să fac acolo o mică diferență, să dea niște detalii în plus. Dehaze-ul care este de obicei folosit în momentul când aveți o fotografie care este puțin neclară, gen încețoșată, dehaze-ul scoate acea ceață din fotografie, doar că poate să o strice, poate să o distrugă complet și la fel nu recomand. Dehaze-ul doar în cazuri extreme, dacă îl dau spre minim veți vedea că practic am făcut poză pe ceață, dacă îl dau spre maxim nu mai am nicio ceață într-adevăr, dar n-are niciun sens fotografia. Doar în situații de urgență, în situații speciale poate fi folosit dehaze-ul. Vignette. Vinieta, dacă nu știți ce este, la acel contur, acea umbră pe margine care practic accentuează zona de interes a fotografiei. Bine, din aplicație poți seta vinieta doar pe mijloc, adică e bine ca zona ta de interes a fotografiei să fie pe mijloc, doar dacă vrei în altă parte poți folosi alt soft de editare. Dar hai să vă arăt cum funcționează și vinieta. Dacă o trag la minim veți vedea cum pe margine apare așa ca un contur feiduit negru și scoate în evidență mijlocul fotografiei. Dar nu o să o las, o să pun puțină vinietă să vedem cum arată, foarte, foarte puțin, un minus 18 e ok. Midpoint-ul este practic mijlocul de unde ar trebui să plece vinieta sau unde ar trebui să întâlnească. Dacă trag mijlocul la minim și vinieta la minim, veți vedea că acum avem o porțiune și mai mică vizibilă din fotografie, așa că midpoint-ul o să-l las la mijloc, e ok. Și feather-ul care practic este cât de răspândită este acel fade de la fotografie originală la marginile negre. Dacă trag de vinietă la minim și măresc feather-ul, veți vedea că se împrăște puțin, este puțin mai difuză trecerea, este puțin mai lină și nu atât de bruscă. Feather-ul îl țin puțin mai mare pentru că îmi place ca trecerea asta să fie destul de lină, dar vinieta nici într-un caz în halul ăsta, foarte, foarte puțin, minus 11, ok. Roundness-ul este roundness-ul vinietei, adică cât de rotundă este. Dacă dau din nou vinieta la minim și feather-ul la minim, roundness-ul, dacă ne jucăm cu el, vedeți cum acționează. Adică cu cât este mai mare roundness-ul, cu atât este mai rotundă vinieta, cu cât este mai mic, cu atât este mai pătrățos, mai pătrățoasă vinieta. Roundness-ul, hai să zicem, îl mărim puțin, creștem feather-ul și creștem, mă rog, scădem din vinietă. Dacă dăm în partea cealaltă, vinieta se face albă, dacă avem nevoie vreodată de vinietă albă. Cred că doar în pozele de nunți se mai folosește așa ceva. Bun, foarte, foarte puțin. Ok, avem highlights, practic cum afectează vinieta zonele super luminoase din poză. Veți vedea că nu afectează atât de mult, doar o vinietă dură, poate afecta highlights-urile, în schimb în rest nu prea folosesc highlights. Grain-ul, dacă vrem să adăugăm puțin zgomot în fotografie, puțină granulație, nu știu cine ar folosi așa ceva pentru că de obicei lumea nu vrea zgomot în fotografie, dar sunt anumite situații când vrem să introducem un zgomot fals, să facem fotografia să arate puțin mai vintage. Da, în situațiile alea sunt de acord. Și următoarea chestie este detail. La detail avem câteva setări destul de importante, cum ar fi sharpening-ul. Dacă îl mărim, nu se observă o diferență extraordinar de mare. În schimb, dacă dăm zoom, vom vedea că apar niște detalii, sunt conturate puțin mai bine. Ia să dau sharpening-ul acum la minim, imaginea e puțin blurată. Dacă îl dau acum la maxim, deja apar câteva detalii, dar acest sharpening trebuie folosit cu cap, pentru că detaliile alea pot aduce și zgomot în fotografie. Depinde dacă îl vrei sau nu, sau dacă vrei ca poza ta să arate super detaliată. Din nou, aș folosi asta în detrimentul clarity-ului sau texture, mai degrabă aș folosi sharpening-ul când aș face un macro, pentru că este puțin mai finuț, nu atât de dur ca și texture sau clarity. Tot la sharpening avem niște setări, radius și detail și masking. Setările astea influențează cel mai mult numai în momentul în care avem sharpening-ul la maxim, atunci se văd într-adevăr diferențele. Eu le las by default, cred că așa este cel mai bine și dacă ar fi să intrăm în detaliu și pe asta, cred că tutorialul s-ar dura 3 ore. Așa că trecem în continuare rapid la noise reduction. Noise reduction-ul pe care eu îl folosesc sincer cel mai des, mai ales când fac poze lipsite de lumină, când merg când am o zonă de fotografie, vreau să fotografiez ceva și nu am atât de multă lumină, camera, chiar și telefonul, scoate cei mai buni din zona aia, dar pentru a scoate cei mai buni bagă zgomot în fotografie și asta este datorat faptului că, sau din cauza faptului că se crește valoarea ISO a senzorului de pe aparat sau de pe telefon. ISO-ul, fie că este de pe un senzor de pe telefon, fie că este de pe un senzor fotografic, de pe un aparat de SLR, mirrorless, nu contează, practic denotă intensitatea de curent cu care este alimentat acel senzor de lumină și cu cât este alimentat mai puternic, cu cât ISO-ul este mai mare, cu atât poate capta mai multă lumină, dar mai multă lumină înseamnă și mai multă granulație în poză, mai mult zgomot în fotografie, apar acele punctulețe, apar acele, nu știu cum să le zic, știți despre ce vorbesc, sigur ați văzut o fotografie super zgomotoasă, mă rog, nu știu de ce se folosește zgomot, e fotografie, dar înțelegeți despre ce vorbesc. Ei, și acest noise reduction, dacă îl creștem puțin, vom vedea că dispar zonele zgomotoase, sau mă rog, nu este atât de pronunțat zgomotul în fotografie și este destul de bine și ok de folosit împreună cu sharpening-ul, pentru că amândouă pot lucra atât de bine, dar nu dați niciodată noise reduction la maxim, mai ales dacă faceți un portret, pentru că o să vă elimine undeva în proporție de 50-60% din detaliile feței și o să arătați ca fiind dați cu glet. Și nu, eu sincer nu sunt fanul acelor gen de poze. Așa că noise reduction foarte puțin, la fel avem detail și contrast pe noise reduction, foarte multe detalii, la fel dacă vreți să vă jucați, din partea mea puteți să o faceți, o să vedeți că nu are foarte mult efect și ce fac de fapt ele în spate este un proces complicat, dar doar în momentul în care avem noise reduction la maxim și dacă avem nevoie să dăm noise reduction la maxim, atunci poza aia poate fi aruncată. Și avem și color noise reduction, practic face același lucru ca pentru noise reduction, doar că aici scade diferențele, scade granulația care apare în momentul când te joci prea mult cu culorile, pentru că o să vedeți, dacă o să editați destule poze în Lightroom, în momentul în care editați foarte mult culorile și sunt treceri bruște de la o culoare la alta, o să apară zgomot, o să apară granulație în trecerea aia între culori. Eu am întâlnit, mi s-a întâmplat, n-am acum câteva exemple, dar mi s-a întâmplat, iar color noise reduction, teoretic, în teorie, ar trebui să scoată acele aberații și imperfecțiuni din fotografie. Eu îl mai folosesc din când în când doar așa, ca să fie acolo, poate sunt detalii pe care eu nu le văd și, psihic vorbind, mă simt mai ok dacă știu că teoretic ele sunt scoase chiar dacă eu nu le văd. Ați înțeles. Și în continuare avem optics, care nu este atât de des folosit în fotografiile făcute cu telefonul, pentru că practic Lightroom are nevoie să detecteze ce tip de aparat ai folosit, ce fel de lentile, obiectiv ai folosit pentru fotografie ca asta să funcționeze, pentru că el are niște setări și aplică setările alea special pentru tipul de aparat și obiectiv pe care l-ai folosit. Dar funcționează rare ori sau deseori, depinde de fotografie și de modul în care este fotografia, mai ales pe iPhone, dacă intră HDR-ul sau nu, Smart HDR-ul, atunci ele funcționează. Eu le folosesc când și când. Nu văd o mare diferență, de exemplu avem Remove Chromatic Aberration. Aberațiile cromatice apar în momentul în care faceți o fotografie și veți vedea că dacă aveți o zonă super luminoasă și o zonă super umbrită una lângă alta, de exemplu, nu știu, dacă faceți fotografie cuiva care poartă un tricou negru și în spatele lui este soarele, mă rog, sau cerul super albastru, la marginile lui, la marginile subiectului tricoului negru, veți vedea că apar niște dungulițe verzui sau mov. Tintul ăla de care ziceam mai devreme. Apar acele dungulițe. Și bifând asta, Lightroom-ul ar trebui să le elimine, sau mă rog, să le facă mai puțin evidente. Și următoarea chestie este Enable Lens Correction. La Enable Lens Correction, la fel, depinde de tipul de lentile pe care le folosiți. Dacă fac o poză cu camera ultra-wide, când bifez asta cu Enable Lens Correction, mai estompează puțin din cât de tare este trasă imaginea pe margine, adică o duce puțin, o face puțin mai plată, dar tot se vede că este ultra-wide. În momentul în care faci fotografia asta cu un aparat, aparatul în momentul în care face fotografia salvează EXIF-ul fotografiei. EXIF-ul este un cumul de informații pe care aparatul le salvează odată cu fotografia și anume ce ISO ai folosit, ce shutter speed, ce obiectiv, ce tip de aparat este, ce diafragma ai folosit făcând fotografia și bazându-se pe asta, aplicația știe exact ce setări să facă pentru a-ți corecta Dacă lentila este super wide sau super telescopică, atunci practic îți mai estompează din cât de tare este strânsă sau lățită sau alungită imaginea. Dar dacă editați poze de pe aparat, cum mai fac și eu pe telefon, editez poze de pe mirrorless, atunci da, le mai folosesc din când în când pentru că sunt de folos și chiar ajută destul de mult. Și în continuare avem presets. Ei, și despre asta vom vorbi fix în clipul următor, va fi clipul mai scurt decât asta, sper să fie mai scurt decât asta, pentru că preseturile te ajută extraordinar de mult. Dacă ai editat odată o fotografie și ți-a plăcut super mult cum ai ieșit și ești conștient că probabil pe viitor vei face la fel fotografii și vrei să le editezi la fel, cu mici mari ajustări să zicem, atunci tu poți să-ți salvezi toate editurile tale ca pe un preset pe care să-l folosești mai târziu. De exemplu, mie îmi place editul ăsta. Tot ce trebuie să fac este să apăs pe cele 3 puncte din dreapta sus și mă duc pe Create Preset. Aici dau un nume, nu știu, de exemplu test, o să dau numele de test, de aici selectez exact ce vreau ca el să-mi stabilească în preset, să-mi seteze în preset. Așa că Tools, ceea ce este crop, nu am nevoie, poate pentru poza viitoare nu vreau să o cropuiesc la fel ca pe cea de acum, dar în schimb Light, Color, Effects, Detail, chiar și Optics, eu vreau să-mi salveze. Ok, și o să dau pe bifa din dreapta sus, bam, acum am un nou preset. Și eu dacă mă duc acum și vreau să editez altă fotografie, de exemplu, hai, cea pe care am făcut-o pentru video trecut, de vineri, dacă nu l-ați văzut, l-aveți aici în card, o să mă duc acum pe presets și o să selectez presetul numit test. Și dacă mă duc pe test, veți vedea că poza în momentul de față arată altfel ca mai înainte, cum am pus-o și ca thumbnail pe YouTube. Așa arăta originală, așa arată cu nou preset și așa arăta înainte. Așa că în clipul următor o să vorbim despre 5 din preseturile mele pe care vi le ofer, o să le puteți descărca, o să aveți un link în descriere, dar vorbim asta mai încolo și puteți descărca preseturile alea, o să vă arăt cum puteți să le instalați pe telefon, o să vă arăt cum puteți să le instalați pe desktop, pe laptop sau ce aveți, pentru că funcționează și pe Lightroom, pe calculator și o să le puteți folosi și să editați. Dacă vreți, puteți să le modificați cum vreți voi, asta rămâne la latitudinea voastră. Acelea vor fi cele 5 preseturi pe care eu le folosesc cel mai des în momentul de față și vi le ofer pentru că sunt sigur că o să vă ajute. Așa că, bun, ne vedem în clipul următor, care va fi fix tot aici, pentru că eu nu plec nicăieri, opresc filmarea asta și continui cu următoarea, doar ca să nu fac clipul ăsta foarte lung.